Elevii din România au performanțe deosebite și acesta este și cazul unui tânăr din Modru care a fost admis la Facultatea de Medicină din Timișoara cu o medie de excepție. Un elev din municipiul Modru a fost admis la Facultatea de Medicină din Timișoara cu media 9,81. Adolescentul a fost felicitat de profesoara care l-a sprijinit mereu, Nadia Breazu, care i-a menținut vie pasiunea pentru chimie. Felicitări, Darius! Mă bucur că mi-ai fost elev. Ești un adolescent ambițios și perseverent și ar trebui să fii un exemplu pentru generațiile viitoare. Succes în cariera ta de viitor medic, a transmis profesorul Nadia Breazu. Felicitări pentru admiterea la Facultatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pentru elevul Dumitrana Darius Mihai, cu o medie de excepție 9,81, spune conducerea unității școlare din Motru. Elevul Dumitrana Darius Mihai a fost reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație al școlii, unde a dat dovadă de perseverență, implicare și spirit civic. Pe toată perioada liceului, alături de mentorul său, profesorul de chimie, dr. Breazu, a reprezentat onorabil școala, fiind mereu preocupat de perfecționare și progres, relatează pagina olteniei.ro.